La sfârșitul acestei săptămâni, în parcarea din fața Parcului Steaua Dunării sau Parcul Fără Nume, cum le este cunoscut giurgiuvenilor, își va deschide porțile târgul de vechituri. Cei care au păstrat de-a lungul timpului lucruri și obiecte ce nu le mai sunt de folos, vor avea posibilitatea de a le vinde amatorilor de chilipiruri într-un spațiu special amenajat. Mulți dintre ei au solicitat municipalității să existe un astfel de loc, cum de altfel mai toate orașele au așa zise târguri de vechituri. La cererea cetățenilor din municipiul Giurgiu, am hotărât să dăm aprobare pentru acest târg de vechituri. El se va desfășura în zona Parcului Fără Nume de la Steaua Dunării, pe platforma aceea amenajată. Va fi un târg sporadic, numai de duminică. Deci programul lui va fi între ora 7 dimineață și ora 14. Sunt acceptați în târg numai persoanele fizice care vin să vândă efectiv vechituri, cum se și numește târgul, lucruri care le prisosesc prin casă. La târgul de duminică se pot alătura comercianților de chilipiruri și posesorii de autoturisme care doresc să-și vândă mașinile. Locul special amenajat pentru aceștia este parcarea laterală a parcului vis-a-vis de intrarea nouă în stadionul Marina Nastasovici. Potrivit viceprimarului Alexandru Vladu, târgul de vechituri este destinat pentru comercializare doar persoanelor fizice. Acesta a mai spus că în cazul în care în zonele special amenajate nu se va păstra curățenia și ordinea, acest lucru atrage după sine închiderea târgului. Către toți giurgiuvenii, apelul nostru este să ne purtăm civilizat, să folosim toaletele publice care le vom folosi și să nu folosim parcul, pentru că altfel vom închide acest târg, să avem un mediu plăcut pentru persoanele care vin să cumpere. Giurgiuvenii care vor să-și rotunjească veniturile și vor vinde în acest târg diverse obiecte o pot face în fiecare duminică între orele 7-14. Accesul în târg este gratuit atât pentru cei care vor să vândă, cât și pentru cei care vor să intre să cumpere, ori doar să vadă ce mai vând oamenii.